Povestea are fir bogat, cu oață roșie legat și pe un fus înfășurat. Dacă el din mână scapă, povestea o să înceapă îndată. Povestea de noapte bună în lumea lui Șurichit. A fost odată ca niciodată un șoricel pe nume Șurichit. Într-o bună dimineață, mămica lui Șurichit l-a trezit pe acesta și l-a anunțat. Iată că a sosit ziua cea mare. Azi mergi în sfârșit la grădiniță să te distrezi împreună cu ceilalți copii. Dar Șurichit nu era foarte sigur că asta dorește. S-a îmbrăcat, a luat micul dejun și a pregătit rucsăcelul și a pornit cu mami spre grădiniță. Odată ajuns acolo, i-a spus mămicii lui: Mami, eu nu vreau să rămân aici. Eu nu vreau să merg la grădiniță. Vreau să stau acasă cu tine. Degeaba i-a arătat mămica lui ce bine se distrau ceilalți copii și câte jucării erau în sala de clasă. Șurichit o ținea pe-a lui. Nu, nu și nu, eu nu vreau la grădiniță. Așa că mămica l-a luat înapoi acasă. Odată ajuns acasă, mămica lui Șurichit s-a apucat de treabă. A pus mâncarea pe foc, a întins rufele, a pus alte haine la spălat, a vorbit la telefon cu o prietenă, a măturat. O mulțime de treabă avea mami, iar Șurichit se învârtea după ea prin casă, plictisit la culme. Mami, dar noi când ne mai jucăm? Când terminăm treaba, Șurichit, îi răspunse mămica lui. Șurichit vroia să iasă în curte la joacă. Mămica-i dădu voie, cu condiția să nu plece din curte. Șurichit îi spuse în sinea lui că de acum nu se va mai plictisi, doar mereu se găsește ceva de făcut afară. Dar spre marea lui mirare, după jumătate de oră de stat afară, nu văzu niciun copil. Se întoarse în casă și mai plictisit decât era. Mami, unde sunt toți copiii? Ei, Șurichit, copiii se joacă acum împreună la grădiniță. Toți copiii merg la grădiniță să se distreze împreună. Șurichit căzu pe gânduri tot restul zilei. Spre seară se duse la mami și o întrebă. Mami, crezi că putem încerca să mergem și mâine până la grădiniță? Parcă aș vrea să rămân acolo o zi să văd ce fac copiii așa de grozav, de se duc acolo în fiecare zi. Sigur, Șurichit, spuse mămica lui, sunt sigură că îți va plăcea. A doua zi, Șurichit se înarmă cu mult curaj și rămase singur la grădiniță. După câteva minute, nici nu-și mai aminti că nu era acasă. Toată ziua se juca împreună cu prietenii lui, cântare, desenare, pictare și-au modelat chiar și plastelina. Când mami veni să-l ia înapoi acasă, Șurichit o întrebă. Cum? Trebuie să plecăm deja? Of, mami, dar mă distram atât de bine! Nu-i nimic, Șurichit, îi spuse mami zâmbind. Lasă că venim și mâine! Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Și-am încălecat pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă. Și-am încălecat pe un fus să trăiască cine a spus. Noapte bună, copii!